Bine v-am regăsit, dragi prieteni și iubitori ai muzicii! Sunt Bogdan Curta, compozitor, cantautor și membru în Centrul de Cercetare Muzicală Pompidou din Paris. Astăzi vom vorbi despre. Mm, nu vă speriați! Nu este nimic retro, nu este niciun reactor nuclear, este doar microfonul Blue Reactor, reactorul de sunet de la Blue, un microfon excepțional, o bijuterie sonoră venită parcă din alte vremuri. Microfonul la care eu mi-am auzit vocea în cel mai natural mod cu putință. Și credeți-mă, cred că am cântat la pe puțin 100 de feluri de microfoane de toate tipurile. Cel puțin, am spus, pentru că nu vreau să exagerez cumva. Uh, Blue Reactor are un design deosebit. Asta ne surprinde în primul rând. Nici nu știu cu ce să încep. Uh, iată în ce valiză a venit. Aici vedem efectiv uh, semnul acela de fuziune nucleară prezent și în shock mount. Uh, shock mount dispozitivul de absorție a vibrațiilor și montura sa sub formă uh, de elipsă, sub forma uh, traiectoriei pe care atomii o iau atunci când se află în fuziune nucleară. Complicat, nu? Dar haideți să ne întoarcem la sunet. Dincolo de, carcas, dincolo de cutia aceasta gigant care l-a protejat foarte bine din Statele Unite până aici pentru că a făcut un drum foarte lung, Uh, microfonul vine cu o grămadă de alte ciudățenii. Uh, are două capsule, ceea ce permit uh, o captare în pattern uh, multiplu. Dreapta, stânga, față, spate, cerc. Uh, aici vedeți că are și un LED. Se poate selecta uh, modul în care microfonul să capteze sunetul. Logoul de pe el efectiv uh, strălucește. Finisajele sunt impecabile, mă simt prost că îi pot da doar nota 10 uh, în ceea ce privește aspectul. Este microfonul cel mai bine cotat din punctul ăsta de vedere, cel mai arătos, uh, luxos aș putea spune, din câte am văzut până acum. Microfonul vine și cu un shock mount, uh, un pop filter uh, foarte interesant magnetic, da, uite ce frumos se aude. Uh, scrie blue pe el desigur și se montează o să fac un pic de zgomot se montează exact aici pe capsulă, bineînțeles pop filter variază ca uh, distanță de diafragmă se poate roti dar țineți-vă bine se poate roti și capsula bănuiesc că sună urât de fapt vocea mea în aceste momente o auziți prin Blue Reactor, fără reglaje. Uh, microfonul intră direct în mixerul meu digital Yamaha01X, care convertește sunetul în semnal digital și apoi prin SPDIF îl transmite în Focusrite ISA40 Pro, care la rândul ei, printr-un cablu FireWire, îl transmite direct în PC. Microfonul vine și cu o carte tehnică interesantă și cu un ghid despre cum trebuie să imprimăm o, cărț o cărțulie mai mare, dar nu, nu pot să le prezint pe toate acum. Aici avem frecvențele de răspuns. Răspunsul este foarte bun în frecvență. Uh, de la 20 de kHz până de la 20 de Hz până la 20 de kHz. Răspuns linear pe frecvențe joase medii și cu un boost uh, foarte bine dorit și foarte estetic pe frecvențele acute unde mereu o spun se pierd frecvențe atunci când transformăm fișierul în MP3 sau îl masterizăm. Deci și Blue Reactor compensează nu ca și un noi TLM 103, dar compensează în schimb sună atenție, nu neapărat mai plăcut, dar mai natural decât noi TLM 103. În general, microfoanele au tendința de a uh, denatura sunetele, cele mai scumpe fac vocile să sune fie mai cald, fie mai strălucitor decât în realitate. Uh, Blue Reactor, însă, este ca o ureche foarte, foarte fină care nu denaturează sunetul. Uh, am impresia că, într-adevăr, ceea ce am înregistrat este materialul original și îmi dă posibilitatea, ca după aceea, să fac. Uh, să fac anumite corecții. Asta atunci când se folosește uh, capsula numărul 1: când se folosesc uh, celelalte configurații, cerc sau uh, captare față-spate, prin ambele capsule da, într-adevăr, microfonul sună diferit. Ceea ce este interesant și bine de știut, capsula 1 sună foarte natural, doar despre am vorbit, capsula 2, în schimb, cosmetizează puțin sunetul, deci este ca și cum am avea două microfoane în trunul singur, Plus, dacă mai punem la socoteală și faptul că microfonul prinde și cerc, ceea ce îi schimbă iară sunetul, Uh, ne duce cu gândul la cafeaua 3 în 1, într-adevăr, 3 microfoane într-unul singur. Uh, și cartea tehnică uh, are semnul acesta de reactor. Practic, cine mi l-a dus la aeroport uh, a avut și probleme, prin Statele Unite, i-a fost desfăcut de vreo trei ori pe la toate scalele și în Europa. De ce? Pentru că pe cutie scrie reactor și uh, semnul acela de radiații l-au desfăcut <laughs> ca să vadă ce este uh, înăuntru. Avem aici și niște sfaturi despre cum să o imprimăm optim. Puteți găsi și încerca acest microfon uh, la mine în studio, Angel Voice Studio. Vă aștept cu mare drag la um, imprimări. Uh, minusuri, am vorbit despre plusuri, haideți să fim sinceri să vorbim și despre minusuri. Uh, singurul lucru care pe mine mă neliniștește și care este pur și simplu un stres pentru mine uh, este acest shock mount. Uh, inițial am citit înainte să-l cumpăr multe review-uri, toți uh, proprietarii s-au plâns de el. Uh, am zis, mai astea sunt fițe, în mod normal contează sunetul unui microfon, atât în rest să găsesc soluții. Ei bine, uh, m-am înșelat. Microfonul este foarte greu deci nu, nu pot să vă spun cât de greu este, am impresia că are nu știu câte kilograme, nespus de greu pentru n-am pentru un... întâlnit un microfon mai greu uh, și și efectiv șarmantul nu uh, are capacitatea să l țină. Șurubul ăsta mai devreme sau mai târziu cedează. De nu știu câte ori a căzut de pe uh, de fapt s-a lăsat şarmantul. Noroc am fost lângă microfon, l-am prins odată, s-a ținut doar. Uh, am obiceiul să-mi înfășor cablu pe lângă stativ și a rămas suspendat acolo agățat în cablu. Uh, ori atunci când e vorba despre un microfon scump, pentru că e un microfon scump. Blue Reactor, doar atât îți mai trebuie să scadă de pe stativ. Microfoanele sunt și foarte fragile, mai ales atunci când e vorba de un microfon atât de greu, cu o capsulă ieșită oarecum din corpul microfonului. Totul strălucește în schimb atunci când e vorba de finisaje și sunetul este unul deosebit. Microfonul suportă bine egalizarea, nu chiar ca un noi tlm 103, dar suportă bine egalizarea. În schimb, trebuie să fiu sincer cu voi, sună mai cald decât un noi tlm 103. Poate că nu e atât de strălucitor, dar e mai cald. Captează ambianța din jur, un microfon sensibil, are un gain mai mare decât TLM uh, 103. Poate fi folosit și cu preamplificatoare digitale, preamplificatoare pe tranzistori. Dar uh, atunci uh, când e vorba de înregistrări vii, muzică adevărată, eu recomand uh, totuși uh, un uh, preamplificator uh, pe lambi, probabil un presonus dacă nu aveți bani de uh, avalon. Merge bine și cu Focusrite. Este vorba despre un microfon foarte popular în Statele Unite, ale Americii. În Europa microfoanele Blue sunt microfoane foarte, foarte scumpe, sunt adevărate rarități și bijuterii. Vă aștept în studioul meu de înregistrări Angel Voice Studio, este unul dintre multele mele Uh, microfoane, dacă doriți imprimări deosebite, nu vă speriați, prețul este același ca în alte părți, calitatea, în schimb, vă las pe voi să decideți. Aplicațiile lui Blue Reactor sunt multiple, uh, chiar mai multe decât uh, cele ale lui Neumann TLM103. Poate fi folosit în primul rând ca microfon de voci. Poate capta și coruri, având în vedere uh, paternurile sale polare uh, multiple, adică, mai pe înțelesul tuturor, capacitatea sa de a capta sunetul în moduri diferite, din direcții diferite, la sensibilități și în feluri diferite. Uh, poate pur și simplu un cor să se, să se așeze în jurul său, să apasă record și imprimarea în începe. Sunetul său natural îl face ca, în momentul în care avem un mixer, un preamplificator, o placă de sunet bună, să nu mai fie nevoie de niciun fel de reglaj, eventual mici corecții la masterizare, dar atâta tot dacă dorim să obținem o imprimare reală, curată și cât mai aproape de sunetul original. Imprimarea de soliști pot imprima și voci feminine și voci masculine. În schimb, vocile masculine mie mi-au plăcut foarte mult ca și timbru. Poți să cânți piese gen Elvis Presley uh, cu o căldură extraordinară, mai ales dacă ai în spatele lui un preamplificator pe lămpi. De asemenea, pot fi imprimate și instrumente. Uh, mi-ar fi milă să imprim percuție cu el, să-l pun în tobe, adică totuși imaginația trebuie să aibă și o parte de cenzură. Atunci când e păcat, e păcat. E un microfon mult prea valoros, prea nobil și prea fragil pentru asta. Pot să spun că e cel mai nobil microfon pe care eu l-am întâlnit. Capsula sa este una dintre capsulele lui Blue Battle și credeți-mă, cu această capsulă sună exact Exact, la fel, diferențele țin de preamplificatoare. Singurul avantaj al lui Blue Battle este designul mult mai mare, și ceea ce nu e neapărat un avantaj, dar atunci când e vorba de uh, pretenții, imagine și fițe, studiourile mari uh, să recunoaștem recurg și la strategii uh, de genul ăsta. Și un alt avantaj real al lui Blue Battle ar fi faptul că poți să-i schimbi capsula. În cazul lui Blue Reactor, nu. Sunt două capsule, ambele excepționale, ambele pot fi combinate, dar nu pot fi schimbate. Se poate imprima muzică de operă, muzică folk, se pot imprima balade, se poate imprima și muzică uh, modernă, respectiv contemporană, uh, dar parcă microfonul acesta îți inspiră așa o stare de uh, noblețe, de nostalgie și uh, eu îl recomand adevăraților soliști, soliștilor cu experiență care doresc să obțină un sunet original, soliștilor cu personalitate. Microfonul ăsta respectă personalitatea solistului. Observăm aici un LED care se aprinde în funcție de paternul polar pe care este setat uh, microfonul. Comutatorul acesta este și el foarte bine realizat în stil retro. Avem și o lupă aici care mărește uh, inscripția iluminată de LED-uri pentru ca noi să nu avem uh, probleme atunci când uh, uh, reglăm uh, microfonul. Este realizat din metal și este efectiv un privilegiu și o bucurie că pot să lucrez cu el. Vă aștept cu mare drag în studioul meu de înregistrări. Îmi puteți scrie pe adresa arondiahu.com sau îmi puteți asculta muzica Screen simplu Bogdan Curta pe YouTube. Pentru imprimări, orchestrații, piese. Sunteți bineveniți. Să fiți iubiți și să faceți melodii frumoase, muzică vie, din suflet, pentru suflet.